Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Astăzi o ediție dezbaterile Observatorul Prahovean. Alături de mine, colegii și prietenii Claudiu Vasilescu, Mihai Nicolae, bun găsit! Bun găsit! Bună ziua! Discutăm despre trei teme, să spunem așa, trei subiecte arzătoare. În timp ce pregăteam emisiunea, am mai aflat că se va introduce pașaportul COVID în anumite activități economice. Discutăm și despre cât de bună sau nu va fi această măsură, inclusiv discuția adusă chiar ieri de guvernanți privind vaccinarea obligatorie, dar până atunci, uitându-ne așa pe fereastră, n-avem cum să nu observăm în continuare gunoiul din Ploiești. Am verificat înainte de intrarea în emisie, nu se semnase încă și anume contractul pentru curățenie căi publice din Ploiești și nici pentru dezăpezire, fiind un contract comun. Așadar, astăzi, în Ploiești, pe stradă, nu există niciun măturător, pentru că nu există un contract. Contractul cu Rosal a fost reziliat acum vreo 3 luni, a expirat și perioada aceea de 90 de zile în care vechiul operator era obligat să își desfășoare activitatea, așadar, astăzi, nu există niciun fel de firmă oficial angajată de primărie pentru a face curat pe domeniul public. Claudiu. Când era contractul semnat, exista. Mai, nu știu, la începutul mandatului actualului primar, dacă vă aduceți aminte, chiar am publicat la momentul respectiv, se spălau atunci și stațiile de autobuz și trotuarele. Era așa o acțiune în forță. Prin octombrie-noiembrie anul trecut. Se scoteau chiar funcționarii din administrația publică să dea cu mătura la firul ierbii, la firul asfaltului peste tot. Bun, înțeleg că Ploieștiul și sectorul 1 are o problemă așa dintre orașele importante, nu știu, aia din Cluj, din Sibiu. În Oradea n-am văzut, în Oradea, Târgu Mureș n-am văzut, în Cluj n-am văzut. Auzi, dar nu vrei să venim noi la Câmpina, de exemplu, asta sau la Sinaia, că nici pe acolo n-am văzut. Știi? I-am dat colegului Auraș din regie, i-am dat imaginile. Deja celebrele imagini Ploiești versus Câmpina și Sinaia. Da, da, uite, am trecut weekendul trecut prin Vălenii de Munte, știi? Da. Ne uităm așa departe, dar ne uităm aici aproape. Vălenii de Munte care, cel puțin pe zona centrală, era ireproșabil. Din punct de vedere al ridicării gunoiului. Avem și noi niște standarde la Ploiești foarte înalte. Dă Doamne să vină, da. Să ne-l ia. Populației i-a luat mult timp să înțeleagă, dar mă rog, nu e vina populației, că sunt două contracte. Ajunsesem la un moment dat în situația în care niciunul dintre contracte nu era onorat, respectiv cel prin ADI deșeuri, da, pentru colectarea gunoiului, pentru colectarea gunoiului de la populație, persoane fizice și juridice, nici cel pentru curățare căi publice, contractul făcut prin intermediul municipalității, de care se făcea responsabilă municipalitatea. Ăsta, mă rog, până la urmă a fost reziliat. Ce n-am înțeles până la urmă, deși explicația am tot primit în repetate conferințe și declarații de presă, ce n-am înțeles este de ce reziliezi ceva când ai altceva în loc. Sau aveau. Ei, uite, asta m-a mirat și pe mine. Știți bine că în constant, mie mi s-a părut, nu greșită, foarte ciudată abordarea problemei gunoiului în Ploiești, în sensul în care, exact cum spuneai tu la început și cum am observat cu toții, în primele 2-3 luni de la preluarea mandatului de către Volo, a apărut așa o schimbare pe domeniul public. Spălau stațiile de autobuz, măturau frunzele de pe domeniul public, de pe trotuare, adunau chiștoacele, cei de la Rosal, nu alții. A treia, a patra lună de mandat s-a schimbat socoteala, ca să zic așa, și aspectul. Și firește că am început să întrebăm ce se întâmplă și discuția a fost în continuu referitoare la alocările bugetare. În primele 2-3 luni au fost bani, după aia n-au mai fost bani. Bun. Și ce m-a dezorientat pe mine ca și cetățean interesat să nu mai treacă printre gunoaie și să nu se mai lovească de mirosuri în oraș, a fost de ce totuși abordarea problemei gunoiului în Ploiești este una conjuncturală, niciodată n-a fost o constantă și neclar. Da? N-a venit primarul Andrei Volosevici cu o strategie, au fost în continuu certuri.
în continuu scandaluri, în continuu tradiționalul bapă-mătii. Adică n-a venit nimeni niciodată cu o viziune, o perspectivă, un proiect referitor, pentru rezolvarea problemei deșeurilor. Au avut acțiuni halucinante. Primarul a avut o acțiune, aia pe care nu o să o uit cât o străiesc, scos tot aparatul primăriei la voluntariat, la ora 4 dimineața, să, în condițiile restricțiilor impuse de pandemie de Dumnezeu. Da, atunci era chiar carantina de noapte, da? Că a fost și o discuție, apropo de, au și date avertismente. Eu am încercat să iau partea bună din aia, deși totuși un heirupism, da? Care n-are logic. Am încercat să iau partea bună. Măi frate, au vrut să dau un exemplu. Da, dar okay, de exemplu, fii atent, eu sunt de acord și aș fi participat, și mi-aș fi luat și copiii la o acțiune care avea loc la ora 2 ziua. De ce n-au făcut-o la 2 ziua? Pentru că atunci faci voluntariat, nu? Și atunci crezi un model. Nu la 4 dimineața, mergând, băi, dar se pozau directorul de la teatru cu directorul de... La o competiție acolo între funcționari, băi, mătura în mână. Cine e cel mai bun măturător? Pe bune, nu suntem copii. Păi vă știți cât muncesc angajații municipalității în cursul zilei? Cum se înjură? Ești rău tăcios. Dumnezeu lui. Nu sunt. Recupera orele de zi, noapte sau ceva. Nu sunt deloc. Deci standardul impus în problema salubrității, standardul, da? Pentru că, da, tu ești administratorul, tu conduci un oraș, tu primarul și aparatul din zonă. Din subordine. Ăsta a fost standardul, asta a fost modalitatea de lucru impusă pe tema gunoi. Și deodată, că asta m-a șocat, ăsta e cuvântul corect, m-a șocat. Vă amintiți că acum o lună, cred, deodată au ieșit și primăria, și primarul Andrei Volosevici, și Rosalu, cu comunicări de genul, gata, ne-am înțeles și o să facem curat în oraș. Și chiar au început? Nu. Da. Da. Și încheie. Și încheie. Să vă întreb ceva. Amintiți-vă, nu doar că am avut discuții, dar am pus și întrebări să vedem ce s-a schimbat. De ce 10 luni n-au putut să facă nimic? Și brusc deodată din senin au găsit și oameni și utilaje și disponibilitate pe același buget. Pe mine asta m-a șocat. Cum, dom'le, 10 luni? Te plângi că nu poți. Ăla spune că fac cât mă plătește, ăla spune îl plătesc, dar el nu face. Și într-un final vii și spui, bă, pe aceeași bani nu mai avem nicio problemă. Da. Asta a fost șocant pentru mine. Fără a trimite pe cineva la origini, vreau să ne întoarcem noi la originea poveștii. Da, vă aduceți aminte în primul mandat al lui Andrei Volosevici, cum arăta Ploieștiul? Țiplă. Da. Era țiplă? Da. Am scris și în câteva materiale și am amintit și de directorul ADP la acea vreme, de Dan Ioniță, de Flor. De nu, cum... dar stai puțin. Dar nu că nu vreau. Era meritul lui Volosevici. Trebuie să le amestec. Da? Eu zic că era meritul mai multor oameni, printre care și Andrei Volosevici. Vreau să spun altceva. Eu sunt unul dintre aceia care au avut așteptări imense de la Volosevici. Din nefericire, acum sunt foarte joase, aproape spre zero. Toată lumea a avut, pentru că toată lumea compara primul mandat Volo cu mandatul Bădescu, cu, mă rog, mandatul lui Adrian Dobre și normal că toată lumea, dacă pe vremea aia se putea, de ce să nu se poată în continuare? De aia l-au și votat oamenii. Ok, bun. Cine făcea curățenie în Ploiești pe vremea aia? Fix Rosalu. Și era orașul impecabil. Da? Tarifele decente. Ok, că a mai crescut prețul la motorină, că a mai crescut salariul minim pe economie, automat costurile operatorului au crescut, că toți fac profit fabulos, nu e un secret pentru nimeni sau ar trebui să facă din sfera asta serviciilor publice, da? A intervenit schimbarea asta cu ADI deșeuri. Dar nu are legătură cu căi publice în Ploiești. O secundă. Da. Deci o secundă. Pe ansamblu, atunci era un contract. Da. Da? A intervenit povestea asta cu ADI deșeuri la un moment dat. Ăla a fost momentul în care povestea a început să se strice. Clar. Și poate ar fi bine, uite, săptămâna viitoare sau într-o zi, să discutăm despre ADI deșeuri. N-ar fi. Despre ce săptămâna face viitoare. Ce face Consiliul Județean. De ce Prahova e o uriașă groapă de gunoi, da? O imensă groapă de gunoi. Nu cred că mai e un județ care să aibă o problemă de... Costurile fabuloase doar ca să aduci acum Prahova la zi. Că nu doar Ploiești, sunt și alte locații. Da, merită să discutăm. Da, cu siguranță vom face asta. Deci a trebuit, dacă vorbim despre fonduri, că nu puteau fi accesate, că era un program, că nebunie cu ADI deșeuri. A auzit toată lumea povestea asta. Eu știu că atunci când iei o măsură, o iei pentru a îmbunătăți, când adopți, când pleci pe un alt drum. Da? O faci pentru a îmbunătăți ceea ce aveai.
Da. Absolut de acord cu tine. Absolut de acord. Atunci, adică... de ce am mai făcut ADI deșeuri dacă treaba merge mai prost sau dacă am făcut-o, de ce continuăm? Pentru că noi ADI deșeuri s-a făcut într-un context în care nu exista nici măcar ideea ca vreunul dintre membrii ADI, la fel cum a fost constituită și Hidro Prahova, nu exista ideea ca un primar să aibă curajul să spună, știți, mie mi se pare aberant. În afară de trei triplici de ziariști, poate printre care sunt la masa asta, în rest, în județul Prahova, nimeni nu spunea, băi, se întâmplă o aberație. Da? Nimeni, nici primari care acum duc greu, nici politicieni care acum trec printre gunoaie. Asta. Deci dacă văd o parte bună la criza gunoiului din Ploiești, este că toți, absolut toți, trecem prin același gunoi. Da. Asta e un lucru bun. În rest, ce vină am eu că tiripliciul ăla din administrație, da, oricare ar fi el, stă doar și înghite și ascultă. Tu întrebarea era de ce am acceptat ADI deșeuri. Pentru că n-a fost nimeni cu suficient de mult sânge să spună, băi, este o prostie, ADI deșeuri în forma asta, este o aberație. Am primit explicații savante atunci. Domne, că nu știi ce înseamnă. Cu fonduri europene. Face... Și acum vii după câțiva ani și le spui, păi vezi că era rezultatul, uite ce era evidentă direcția. Era tocmai de aia zic că ar fi bine să discutăm că oricum... O facem separat, hai să o facem separat, că e complexă povestea. Cu siguranță, săptămâna viitoare fix de chestia asta, ca să înțeleagă oamenii. Să înțeleagă oamenii de ce în zeci de localități nu mai vine operatorul la timp să ridice gunoiul. Sau deloc. De ce în Ploiești sunt două containere la 200 de blocuri și e logic pentru ca platforma respectivă la plăiești, să asta, se umple. Da? Da, vreau... Poate aveți și niște imagini, poate ne ajută colegii cu niște imagini. Eu vreau să termin ideea referitoare la plăiești. Te rog. L-am avut pe primar, pe aparatul primăriei. Deci mi s-a părut de, nu de Caragiale. Caragiale totuși... făcea ori comedii, ori intra în numere, dar oricum... N-am mai găsit nimic de râs în asta. Mi s-a părut trist să văd directori de instituții publice la 3 dimineața cu basmale pe cap, cu băști, cu mătura la spate, cu discuții pe Facebook de genul, dar tu ți-ai luat mătură, dar vezi că găsești acolo, la 3 dimineața, la 4 dimineața. Și mândrindu-se că au răspuns chemării primarului la voluntariat. Atunci am realizat cât de cangrenată e administrația din Ploiești. Dacă n-a fost una, să spună, băi nene, e ceva neregulă. Așa ceva nu se face. Bun. După care, singurul lucru pe care l-au primit ploieștenii au fost circurile din comunicate de presă, din discuții replică, primar Rosal primar... Da? Noi am ascultat și pe unii și pe alții și am publicat punctele de vedere din ambele tabele. Ploieștenii au primit doar circ. După care au fost alte circuri în Consiliul Local, alte circuri, ultimele circuri au fost legate de puternicirea primarului să rezilieze contractul de curățenie căi publice. După care am asistat la un alt circ și anume împrietenirea primarului cu Rosalu, care deja era în cum se cheamă, în încetare de contract, da? Cu o lună înainte de încetarea de drept, deci a contractului. Asta în continuu pe tema gunoiului, ploieștenilor nu le-au fost livrate rezultate. Asta vreau să spun. Nu le-au fost livrate informații, ci doar circ. Bun, credeți voi că odată cu desemnarea noului operator, trebuie spus că, repet, astăzi, prima zi în care Rosalu nu mai are dreptul legal să intre pe străzi, nu avem un operator desemnat, am verificat chiar acum mail-ul în timp real, primăria nu a dat un comunicat oficial privind desemnarea unui operator care să măture străzile din Ploiești, repet, începând de astăzi, credeți voi că după desemnarea acelui operator, lucrurile vor sta altfel, adică vom reveni la normal în sensul în care străzile vor fi mai curate, mormanele alea de gunoaie din mijlocul intersecțiilor, de pe trotuare, spații verzi vor dispărea așa rapid? Accept să-ți răspund cu câteva întrebări. Te rog. Și dacă n-accept, eu toate pot. O să avem probabil, adică nu probabil, o să avem sigur un alt rosal ceva mai albăstrit. Dar nu mai verde, e albăstruie acum, tot un rosal.
Pe ce tarife? Pe, de principiu, aceleași tarife pe cele pe care lucra fostul operator. Hocheiștii, așa le spun, celebrii hocheiști, angajații de acolo, vieți, oameni care și așa erau plătiți din an în Paște și așa mai departe. Care vor fi? Nu toți ăștia. Tot ăștia. Păi, se mută de colo-colo, că așa s-a întâmplat întotdeauna, și când a fost SSB-ul și când au fost... Toți au plecat de la unii la alții, sunt aceiași omuleți care muncesc. Eu sper să fie și plătiți vieții de ei. Deci pe aceleași tarife, cu aceiași oameni, doar se va întâmpla, întreb, numele întreb, firmei. Acum că de asta întreb, ce se va întâmpla? Ce se schimbă? Se schimbă numele firmei. Este mai grav. Firma care vine e clar că n-are cu cine lucra, pentru că și un ziar, dacă îți faci în Ploiești, nu o să vii cu ziariști noi. Da? Că nu sunt. Adică e piața muncii nu livrează în acest moment meseriași noi. Ei, oricine poate fi ziarist. Așa am citit eu. Bun. Deci cu siguranță o să ia aceiași oameni care lucrează acum la Rosal. Din punct de vedere al resursei umane, e clar, asta o să fie, nu o să fie alt. Problema reală, care este nerezolvată și care nu are rezolvare, este aceea bugetului alocat. Nici noua firmă nu o să poată să facă mai mult decât... Eu pun pariu, da? Na, rămâne înregistrare. Dacă o să adjudece această selecție de ofertă, noua firmă nu poate să facă pe bugetul actual alocat de primărie mai mult decât a făcut Rosal. Dar și dacă face. Adică nimic. Nu poate să facă. Poate să facă într-un singur fel. Și aici trebuie să stăm toți să ne rugăm. Și asta nu o să fie datorită primăriei, ci datorită următoarei conjuncturi. Este foarte posibil ca firma asta, fiind o firmă mai mică, să vrea să-și creeze o imagine și să-și creeze, cum se cheamă, experiența similară pentru ca să participe la alte proceduri în viitor, poate chiar și la Ploiești. Dar, ca să facă asta, această imagine, pe aceste 3 luni cât durează până la, o să o coste câteva milioane de lei. Nu se poate altfel. Până acum ai gândit-o jurnalistic. Nu, acum vorbesc strict economic. Gândind-o business, în partea a doua ai vorbit economic. Gândind-o business, o societate puternică din domeniul salubrizării care vrea să intre pe o piață sau să reintre pe o piață, o să discutăm și aspectele astea la momentul potrivit. Ce face? Își poate asuma o pierdere la început, o bagă într-un buget de investiții și spune în felul următor: cât mai am până la finele anului? Cât mai sunt? 3 luni? 4 luni cu septembrie. Da. 3 luni jumate. 3 luni. 3 luni jumate. Cât am? Am o pierdere de pe 3 luni jumate. Păi nu aranjăm noi un tarif mărit de la începutul anului sau cât mai curând, care să înglobeze, scuze-mă o secundă, și pierderea asta asumată de la începutul anului? Eu sunt absolut de acord cu tine. Numai că ce putem să discutăm acum și ce este foarte clar, este că discutăm de o procedură care a fost deschisă, la care au venit doi operatori, doi ofertanți. Astea sunt chestii reale și fără dubiu. Da? Și din cei doi, doar unul singur a venit ieri cu oferta până la finalul anului. Astea sunt realitățile pe care discutăm noi. Da? Corect. Nu există niciun fel de dubiu că ar sta lucrurile altfel. Bun. Mai discutăm de faptul că niciuna dintre aceste două firme nu sunt apendic al vreunei alte firme. Da? În cazul Blue Planet, care e acum în discuție, a fost o întreagă poveste în referitoare la acționariatul pe care l-ar avea, care ar fi același cu Rosal. Și a trebuit să săpăm în 15.000 de lucruri, să aflăm că sunt două Blue Planet, două companii Blue Planet, cu una e services, alta e recycling, care n-au legătură între ele, singura legătură fiindcă la un moment dat o persoană a avut inspirația să înființeze mai multe firme cu acest nume pe care le-a vândut. Da? Deci, în acest moment, în Ploiești, iarăși o realitate, este că noi discutăm de o firmă relativ mică, da? Care nu este asociată în acest moment nici cu Rosal, nici cu Erger, nici cu Salub, nici cu... Deci adică, nu este o companie atât de... o companie foarte mare, gen Rompress, deci sau mai știu ce... Da. Mă rog, firmă care prestează servicii de genul ăsta în marile orașe. Da, iar noi am fost obligați să aflăm asta după ce am dat ca și sigură filiația la Rosal. Da? Și când am fost contraziși de cei de la Rosal, care ne-au întrebat: dom'le, dar de ce am fi participat noi printr-o firmă la care suntem acționari, când am fi putut să participăm direct, deoarece noi, iarăși o chestie foarte interesantă, Rosalul, deși s-a certat cu primăria, deși au făcut audres, în mod obișnuit, atunci când ai genul ăsta, când există o problemă atât de profundă între o autoritate contractată și un prestator de servicii, autoritatea contractantă are dreptul, dacă nu cred, nu sunt sigur, cred că și obligația, de a sancționa firma respectivă
prin interzicerea de a participa la procedurile pe care le faci. Primăria Ploiești, deși a fost atât de nemulțumită de Rosar, nu i-a aplicat această sancțiune Rosar. S-o fi înțeles, băi, nu mai veniți, că ai de ce să vă mai interziți, mai bine nu mai veniți. Da. E, și noi stăm acum și trebuie să ne rugăm, asta vreau să spun, că de aici am pornit discuția, suntem în situația în care noi trebuie să avem noroc. Adică să ne dorim ca Blue Planet ăsta, dacă o să câștige... Ce te face pe tine să crezi că avem noroc, că n-am avut niciodată? Păi ăsta ar fi noroc. Ar fi o premieră. Ar fi norocul următor, ca Blue Planet să vrea să-și facă nume la Ploiești, deci să investească banii ăștia, care ar fi necesare, din discuțiile pe care eu cel puțin le-am avut cu diverși, ar fi vorba de undeva aproape la 1 milion de euro ca să facă orașul lună, suplimentar față de contract. Ce spuneam mai devreme? Da? Asta este o altă sumă pe care trebuie să ți-o asumi, să strângi toată mizeria care a rămas. Da. Că da. Tu nu pleci de la zero de aici, tu pleci de la minus. Suntem în situația asta, adică dacă nu s-ar datora unei strategii a Consiliului Local și a Primăriei. Vă întrerup ca să citim câteva dintre mesaje. Irina propune aducerea unor imigranți, pentru că sunt mai harnici și muncesc cu drag și spor pentru 300 de euro salariu. Întrebai tu... puțin, dar ăștia nu muncesc la fel. Da, așa. Bun. Noi, fără să fiu populist. Claudia, atunci când era un alt director la Rosal, își primeau angajații banii la timp și de aceea era curățenie, spune un alt... o altă și cititoare. Asta e posibil, nu? E posibil. La sud, tomberoanele sunt ridicate constant, dar grămada de gunoi de lângă se mărește pe zi ce trece. E, aia, despre aia vorbim noi. Grămada aia de lângă, astăzi, nu știm cine o să o ridice. Și mai e o chestie. Dacă e o problemă în documentația depusă de Blue Planet, de singur ofertant la procedura de selectare a unui operator pe domeniul public, Ploieștiul nu are acoperire. Nu știu cum care ar fi rezolvarea în ridicarea gunoiului de pe străzi. Noi ne-am interesat că și asta e o poveste care merită discutată. Ne-am interesat să aflăm și cine sunt cei care fac lobby pentru diverse firme și așa mai departe. E normal că interesele există și vor exista. Dacă se știe că în țările din vest foarte puternice, mafiile sunt interesate de serviciile publice. Nu e secret pentru nimeni ce se întâmplă în Italia, în Spania, în Franța și așa mai departe. Ne interesează. Ce ne interesează în primul rând? Cineva să strângă mizerie. Cineva. Da. Și atunci, când spunea Mișu mai devreme, e o firmă mică, poate are plan de investiții, poate vine cu 1 milion de euro, știi, își asumă, vrea să crească, vrea să demonstreze. Eu mă gândesc că totuși salubrizarea unui oraș este o problemă serioasă. Nu poate să vină orice firmă mică. Îmi fac și eu o firmă mică mâine și zic, băi, vreau să salubriz, mai știu eu, pe unii, vin, fac un aport de capital, ne apucăm, investim. Sunt o firmă mică, ăsta a început, dar vreau să demonstrez. Oricât de bine intenționat aș fi, hai să fim rezonabili, nici pe departe. Ori nu sunt o firmă mică și am ceva în spate, foarte greu, foarte puternic, care asumă așa ceva, ci evident vrea să facă un profit pe măsură, dacă nu vine nimeni să-mi facă mie moca aici curat. Ori dacă nu, e o ușoară inconștiență. Hai să... Bun. Hai vedem ce ești. Vom mai discuta cu siguranță săptămâna viitoare o întreagă emisiune, promit să ne ocupăm de ADI deșeuri și până atunci poate aflăm și ce firmă va face curat pe străzile din Ploiești și dacă Rosal va mai continua să ridice gunoiul de la populație în Ploiești și cele câteva zeci de localități din Prahova gestionate prin celebru ADI deșeuri. Nu mai avem timp să discutăm despre facturile majorate. Vă propun un subiect pe finalul emisiunii la fel de controversat. Vorbim aici de vaccinare, mască, pașaport COVID, pentru că astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență a aprobat un plan. Pentru a intra în vigoare este nevoie însă și de o hotărâre de guvern, dar 99% acest lucru se va întâmpla. Potrivit acestui document, restaurantele, sălile de fitness, locurile de joacă și alte activități în localitățile unde incidența crește peste 3, accesul în aceste zone va fi permis doar celor cu pașaport COVID. Și mai avem o altă discuție, a ieșit domnul Raed Arafa să spună că el susține vaccinarea obligatorie a unor categorii de bugetari precum profesori, pompieri, polițiști, militari, funcționari care au, să spunem așa, activitate directă cu publicul sau testarea pe banii lor săptămânală dacă nu sunt de acord cu vaccinarea. Jos masca, șoșoacă, ce facem?
Mișu, știu că tu ai o teorie, deci apropo de vaccinare. Am fost unul dintre oamenii care au trecut prin niște momente de panică, care s-au vaccinat, care au respectat și respectă în general opiniile specialiștilor. Și chiar cred că masca este, că masca mă ajută. Chiar cred. Bun, dar nu împărtășesc, n-am fost niciodată într-o tabără și uite, am avut adeseori discuții în contradictoriu sau oricum, mă rog, am avut puncte de vedere diferite între noi, nu doar... De asta se și mirau cititorii la un moment dat, că voi nu vă puneți de acord, că nu suntem partidul stat aici. Da. Fiecare are opinie și o exprimă. Păi, în ceea ce mă privește, acum, cumva mă desolidarizez de... grupul militanților pro-vaccinare în sensul următor. Eu cred în vaccin, cred că este foarte important și cred că mai ales cred că a trecut un an de când, sau aproape un an, se apropie un an de când au apărut primii vaccinați și deocamdată nu există statistici care să arate că vaccinul într-un mod există. Acum un an nu erau, dar acum sunt. O să-ți apară al treilea ochi în frunte până la anul martie. Bun, deci nu, nu au apărut statistici, date științifice, concluzii științifice că vaccinul îți face rău sau că îți poate produce nu știu ce probleme. Tu nu crezi în ce spune doamna Șoșoacă? Nu cred în ce spune dânsa. Dar ce să zic. Eu nu cred în schimb, în același timp, în ideea că trebuie să forțezi oamenii să se vaccineze. Nu cred. Cred că sunt un adept al prezervării libertăților individuale așa, până la capăt. Cred că pentru respectarea grupului trebuie să faci concesii. Pentru respectarea regulilor grupului, pentru protejarea celor din jurul tău, în cazul ăsta referitor la sănătatea publică, dar nu cred. Cred că asta se oprește la momentul în care spune bagă-ți vaccinul. Deci nu ești un adept al obligativității vaccinării populației. Obligatorii. Exact. Vaccinării obligatorii. Dar sunt un adept până la capăt al următoarei soluții. Așa, de ce spun asta? Pentru că cei care probabil cred în vaccin s-au vaccinat, pentru că este foarte greu să-i convingi pe cei care nu cred în vaccin să se vaccineze, că nu o să o facă și eu îi respect, le înțeleg punctul 70% de vedere. 70% din populația României. Le respect punctul de vedere, mai ales că populația asta este, adică populația nu în sensul peiorativ. Oamenii ăștia sunt niște oameni care au fost supuși în ultimul an unor campanii de dezinformare și de manipulare infernale. Eu nu cred că în România s-au derulat campanii atât de puternice, atât de științific făcute și atât de eficient susținute. De ce fond? Pe fondul unei frici totale. Nu, pe fondul imbecilității guvernamentale celor care au comunicat. Exact. Pe fondul prostiei lor, a lipsei capacității de a comunica, de a fi convingător, de a veni cu argumente, de a renunța la aroganță, la sentimentul ăla de putere, oricum vă impunem noi. Pe fondul ăsta, cred că... Absolut de acord cu tine și despre asta discutam. Și imbecilitatea numărul zero a fost, dacă vrei, comunicarea guvernamentală care a alimentat teoriile, comunicare care s-a făcut doar pe ordine, pe bici, poartă mască, fă, dregi, la, știți da, că vorbeam. Da, cu fețele alea ieșite de la morgă, da. Care îmi impuneau să divers. Da. Deci aici, tocmai de asta spun, că eu cred că totuși cei care nu se vaccinează, indiferent de motivul pentru care nu o fac, nu trebuie tratați ca niște inconștienți, ca niște șoșoci, ca niște... pentru că nu sunt. Dar real. Eu cum trebuie să fiu tratat? De exemplu, eu nu sunt foarte convins de faptul că vaccinul nu are și alte efecte sau că este 100% bun. Dar l-am făcut. La fel și eu. L-am făcut. De La ce? Fel și eu. De ce? Pentru că sunt un irresponsabil care am zis, doamne, ia să mă ofer eu cobai pentru experimentul ăsta. Da, bine, asta dacă vrei să... Dar vezi tu, asta e... Atenție că vorbesc foarte serios. Știi că de regulă mi-e place să... Nu, eu am crezut că ești ironic acum. Da, e că nu mulți nu-mi dau seama. Nu, vorbesc foarte serios. Da. Deci l-am făcut. Dar nu sunt de acord să-i obligi pe oameni să îl facă. Vă spune unul care l-a făcut. Acum vreo jumătate de an, apropo de chestia asta, am scris un editorial în care am spus așa: dacă decizia mea a fost să mă vaccinez, este fix problema mea. Poate sunt idiot, poate am strâns mai multe informații decât alții, da? Deși văd că nu-i cineva să spună 100%.
încă nu sunt avizate, testate, au nevoie de perioada aia, dar nu mai intru în detalii. Dar am făcut acest vaccin. Așa, asta a fost decizia mea. Nu sunt de acord să-i obligați pe ceilalți să îl facă. În egală măsură, dacă cel care s-a îmbolnăvit, nu știu, poate există virusul, poate nu există, poate e agresiv, poate nu e agresiv, cunosc oameni care au murit, ăsta le-a fost diagnosticul, cunosc și diagnostic pus aiurea, un atac cerebral în familie, la mine a fost trecut COVID în foaie. Deci am exemple din toate părțile, și de la conspiraționiști, și de la ăștia care sunt creduli până la Dumnezeu și înapoi, ok. Dacă te-ai îmbolnăvit, iar diagnosticul cert este de COVID și nu vrei să te vaccinezi, plătește-ți tratamentul. De ce? Pentru că eu m-am săturat să port mască prin toate astea, prin magazine, peste tot pe unde intru. M-am săturat să se tot închidă săli de sport unde teoretic ar trebui să te miști pentru sănătate, că am stat destul, se și vede, un an de zile, un an și ceva, m-am săturat de toate astea. Ok, nu crezi, să fii sănătos, nu te vaccina, nu te obligă nimeni, sunt chiar împotriva, încă o dată spun, împotriva impunerii obligativității și pentru personalul medical și așa mai departe. Dacă ai comis, o plătești. Asta, despre asta este vorba. E foarte simplu. Și mai cred un lucru și îl cred cu tărie, că este imperios necesară o comunicare publică corectă asupra a ceea ce înseamnă necesitatea, riscurile, avantajele vaccinului, iar riscurile să nu fie alea de genul, știi, o să te doare puțin capul sau te doare un pic unde ai făcut, da? Și avantajul să fie la, știi, o să ne întâlnim cu toții la Untold. Da? Că așa a fost campania, da, de până acum. Mi-e dor de să mă duc. Este superb ce se întâmplă, fiți, da? Atenți. Ionuț ne scrie, ci că să-ți plătești tratamentul. Tâmpitul care a scris asta e conștient că plătim lunar sute de lei la cease. Ionuț, sunt perfect de acord cu tine. Dar COVID-ul nu există. Unu și doi, stai puțin. Deci, încă o dată, cum să beneficiezi de ce ai plătit la cease pentru ceva? Uite, uite aici, eu nu sunt de acord cu genul ăsta de comunicare, pentru păi că nu toți oamenii... Ascultă-mă, cum să explici, sunt oameni care cred că, care știu că există COVID-ul, care își asumă riscul de a se îmbolnăvi de COVID mai degrabă decât riscul de a se vaccina cu Pfizer, care este un vaccin ARN, nu știu ce, care îți modifică ADN-ul. De ce? Pentru că sunt 15.000 de specialiști sau chiar specialiști pe internet TV. și pe la TV care spun lucrul ăsta. Și da, tu ești foarte speriat, da? Deci nu ești anti-vaccin, a priori. Băi, eu sunt anti-vaccin că nu vreau eu, că drepturile omului. Ci pur și simplu ești speriat, da? Și spui, băi, stai așa că nu-i corect. Dar unde nu sunt eu de acord cu ce spune Ionuț? Eu nu sunt de acord cu următorul lucru. Tocmai ca tu să nu ajungi la tratament, eu îți ofer tot din banii aia, că și eu contribui, nu? Care sunt vaccinat și care cred în puterea vaccinului și a măștii. Da? E dreptul meu să cred asta, cum e dreptul tău să crezi opusul a ceea ce cred eu. E, împreună am contribuit la cumpărarea, achiziția vaccinului, care a fost un efort național, un efort colectiv. Da? Noi avem acces, Doamne ajută, la vaccinuri premium, da? Nu sunt vaccinuri chinezești, nu sunt vaccinuri rusești, nu sunt vaccinuri braziliene sau nu știu unde făcute. Da? Tocmai din acești bani cu care contribuim cu toții la fondul de sănătate, da? Ok, ai avut posibilitatea de a te vaccina și oarecum să te protejezi de COVID, nu văd sensul pentru care să-ți plătești tratamentul și spitalizat. Dar dacă ai refuzat acest drept și pe urmă vrei să scoți din banii mei, din buzunarul meu, banii tăi de tratament, este incorrect față de mine. Și atunci cred că este corect ca tu să-ți plătești tratamentul. E atât de simplu, nu e? Este foarte simplu. Sunt două categorii aici, cei care se sperie și cei care nu cred în cei care nu fac. Da, da. Da? Din asta e compusă categoria celor care nu fac. Cei care nu cred, iarăși, e foarte corect. Eu vorbeam, atenție, strict, da? Pe cei care nu cred. Raționamentul e simplu. Nu crezi, faptul că nu crezi că există, automat crezi că nu există. Bun, logic. Dacă nu există și ajungi la spital din motivul ăsta și o cam furi, e
E un tratament care costă deloc puțin, din câte înțeleg. Nu mai știu, mai ales în formele grave, vorbim totuși de câteva mii de euro de pacient. Da, n-am reușit să aflăm costul, pentru că atunci când încerci să afli care e costul real al tratamentului, încep să te aburească cu durata. Depinde de ce tratament, dar nu ai obținut. Haideți să punem întrebarea la extrem. Cât a costat tratamentul pentru unul care a fost în formă gravă și care la emisiunea următoare poate aflăm și venim cu dat. Și unul care a fost în formă gravă, care a fost intubat și așa, și ați reușit să-l readuceți la viață. Cât ați cheltuit cu el din ziua în care a intrat până în ziua în care a ieșit? Și atenție că mai are tratament și după. Ce pleacă dacă aceste costuri vor continua. Dar cei la care făceam referire sunt cei care ăsta COVID-ul nu există. Perfect. Pe final. Nu există. Vă întreb, introducerea acelui pașaport COVID, adică în momentul în care incidența, și sunt mari șanse să vedem că incidența o să depășească 3 la 1000, poate chiar luna viitoare în foarte multe orașe, inclusiv astăzi, în Ploiești. Astăzi Ploiești are 0,98 azi. Bun. Introducerea acelui pașaport, adică nu intri în cârciumă, cafenea, baruri, săli de fitness, cinema, evenimente private, fără dovada că te-ai vaccinat, te-ai testat sau ai un ai trecut prin boală. Că întrebarea ta, mie mi se pare o decizie de minim bun simț. Nu e o discriminare față de cei care nu s-au este o vaccinat regulă, și nu vor să se testeze? Absolut, absolut deloc. Cum la fel nu mi se pare normal să obligi omul să se vaccineze pentru că împotriva ceea ce el gândește, mi se pare că e cât se poate de natural să impui niște reguli minimale de protecție a celor care cred în vaccin. Mi se pare în vaccin, în COVID, în existența COVID-ului. Mie mi se pare că sunt nesimțiți. Dacă ar fi să se meargă pe logica pe care ai spus-o tu, care este una de bun simț, ar trebui să nu existe discriminări. De acord? Ia explic-o pe asta cu mall-urile. N-am voie în sala de fitness. Sau în sala de cinema din mall. În sala de cinema. Da. Deci aici, dar am voie în mall. Aici suntem absolut de acord. Păi ce pentru suntem? Că aici arată. Ori suntem bagabolți, ori nu mai suntem. Exact. Da? Pentru că aici se arată. Exact. Interesul. Se arată, ca să vorbesc personal, iarăși, ce guvernanți avem. Și forța companiilor în raport cu guvernanți. Ne întoarcem la acea comunicare și la oameni. Și ne întoarcem la oameni care, pe bună dreptate, în contextul ăsta o să spună: bă, sunteți proști rău de tot voi aia care v-ați și vaccinat, vreți și certificat și mergeți în mod de mână cu mine. Care, n-au dreptate. Da? Foarte mare. Eu mi-asum, cum am fost la fel, eu am fost super de acord. Am fost, cum să spun, aș fi ieșit la protest atunci când au fost regulile alea super dure, dar casele de pariuri au rămas deschise. Cazinourile, casele de pariuri. Acolo, da? Băi nene, acolo, ori, vorba ta, ori suntem golani, ori nu mai suntem. Da? Ei nu sunt golani. Aici avem panorama. E clar că au început mari retailer cu presiuni, pentru că știm foarte bine cine sunt cei găzduiți. Absolut. Au început cu presiuni și au zis: păi ce faceți, bobiță, ne distrugeți afacerea. Păi da, dar știți că o distrugem și pe aluia cu sala de fitness și pe aluia cu... Lasă așa. Păi lasă-i mă pe aia, că ia-ți niște păcălici. Aia se chine să supraviețuiască. Și care e problema? Și au fost închiși 4 luni anul trecut și așa mai departe. Au plătit ca proștii până astăzi restanțe la chirii, la taxe și impozite la stat. Poate au făcut amânări de plăți de rate, acum plătesc dobândă la dobândă. Măi, Claudiu, noi am mai avut discuția asta. Și uite, o să mai avem discuții de astea. Băi, dar unde sunt oamenii aia, mă? Aici o discutăm cu mine. Uite, apare domnul Claudiu la emisiune și spune: vai ce, băi, ce nedrepte. Stau ca șobolanii de frică înăuntru pentru că există represalii, pentru că vor avea controle, pentru că vor avea unii dosare. Mă înțelegi? Mă înțelegi? Da, înțeleg perfect, că știu ce înseamnă. Da? La fel și cu crede-mă gunoiul. Că știu. La fel și cu gunoiul. La Ploiești. Unde sunt, mă, ploieștenii supărați că e gunoi? Sunt online. Și cu asta putem să terminăm emisiunea. La protest, la protestul pentru gunoiul care a îngropat Ploieștiul, cred că au fost 30 de inși maxim, cu tot cu presă, cu tot ce înseamnă, nu știu. Și automat mai apare cât un agarici care spune: nu că-s politician, dar sunt. Știi? Deci din 30, 5 era acolo ca să mai obțină votul. Ca să mai obțină un pic de capital politic. Vă mulțumesc, domnilor, ne revedem cel mai probabil săptămâna viitoare în aceeași formulă. Rămâne de principiu joi să avem dezbaterile Observatorului Prahovean. Până atunci vă spunem multă sănătate!